se manifestă încă blând, chiar dacă soarele stă mai mult ascuns după nori. Săptămâna începe cu temperaturi cât se poate de potrivite pentru a doua jumătate de noiembrie. Marți vremea se mai încălzește și temperaturile vor fi ușor mai mari decât normalele perioadei. Această încălzire nu este datorată soarelui, destul de puțin prezent, fiindcă peste zi predomină norii. Vântul cald de sud, din ce în ce mai sprinten în mare parte din țară, este cel care determină regimul termic mai ridicat. Pe parcursul zilei, termometrele vor indica maxim de până la 13 grade Celsius la Giurgiu și Ghimpat și cu un grad mai puțin în restul județului. Marți la Bolintin, Mihăilești, Hotarele, Izvoarele și Comana se vor înregistra 12 grade Celsius, iar la Giurgiu 13.